Iulius, felicitări. Lipense a obținut astăzi o victorie foarte importantă. După un joc bun, început mai rău, dar ați reușit să întoarceți chiar și în inferioritate numerică. Da, cum am spus, am început puțin cam greoi, am luat și golul ăla, ne-a pus puțin plugul în ghete, cum se zice, însă vreau să-mi felicit colegii pentru că am reușit o revenire extraordinară și am luat cele 3 puncte care erau foarte importante pentru noi în acest moment. Spuneai de primul gol al lor, a fost într-adevăr o execuție, n-ai avut ce să-i faci. Da, vreau să-l felicit pe jucătorul ăla, specialul de jucătoră imparabilă, pot să zic, trec în vinclu, n-aveam ce să-i faci. Își merită tricoul cu numărul 10. Da, corect. În schimb, ai avut alte 2-3 intervenții în care ai reușit să scoți câteva goluri ca și făcute. Da, personal sunt foarte bucuros pentru mine că am reușit să apăr acele mici, doar cel mai important este că am câștigat, am luat cele 3 puncte, echipa pentru noi contează, noi ne unim toți și dăm tot ce putem. Urmează un nou meci dificil. Da, avem o deplasare lungă la Călăraș, o echipă care se bate la promovare. Noi mergem cu un moral bun acum după acest meci, o să încercăm să luăm puncte și cred că putem să reușim să facem un meci bun și acolo. Mulțumim, Iulius, multă baftă!